Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina! Astăzi este 8 martie și cu acest prilej aș dori să vă urez la mulți ani, să vă ofer acest frumos buchet de flori și de asemenea să vă doresc să fiți iubite, fericite și tot ce vă doriți să vi se îndeplinească. Și haideți să vedem ce mesaje ar dori să vă transmită persoana iubită în funcție de varianta pe care o veți alege în noastră în mod intuitiv și anume, varianta numărul 1, această pisicuță norocoasă și varianta numărul 2, aceste pisicuțe de asemenea norocoase. Da? Și acum, dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip și să reveniți după ce v-ați hotărât ce varianta ați dori să alegeți. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem ce ar dori persoana dragă să vă transmită. Poate are niște surprize pentru dumneavoastră astăzi de, 1, de 8 martie. Scuze. <laughs> Și haideți să vedem ce dorește să vă transmită. Te rog să-mi dai o șansă, aș face orice pentru tine. Foarte frumos! Început promițător! Trebuie să te cucerez și foarte hotărâtă această persoană, dragă. Încerc să te cucerez! Wow! E clar, nu mai scăpați de această persoană. Mi-e teamă să vorbesc cu tine. Iată, e un pic intimidată de dumneavoastră. Probleme financiare. Poate se gândește că nu vă poate oferi chiar tot ceea ce vă doriți datorită unor probleme financiare. Poate de aceea este un pic teamă acum să se îndrepte spre dumneavoastră. Sunt gata să-mi deschid sufletul. Tu îmi vindești sufletul. Wow, ce frumos. Foarte frumoase mesaje. Te iubesc. Foarte frumos. Iată ce vă puteți dori mai mult de atât. <laughs> deci, nu vă să cred! Era prea frumos ca să fie adevărat. Din păcate, se pare că momentan e implicat în altă relație, dar vă iubește, după cum spunea. Simte că dumneavoastră aveți o energie binefăcătoare alături de dumneavoastră, după cum vedeți, își vindecă sufletul. Dar să sperăm că până la urmă vă va alege pe dumneavoastră, dacă și dumneavoastră vă doriți acest lucru. Ești ca o rază de soare pentru mine, foarte frumos. Haideți să vedem ce ne spun bilețelele iubirii Critica reciprocă duce la nefericire în cuplu. Iubiți-vă și acceptați-vă unul pe altul și relația se va transforma ca prin minune. Iată, deci nu are sens să criticați această persoană. Ea vă iubește, dar momentan se pare că are și niște probleme financiare, poate de aceea nu se poate desprinde momentan de persoana cu care este acum în relație. S-ar putea să fie niște interese financiare la mijloc. Chimie. Există o atracție puternică între dumneavoastră și partener. Iată, foarte frumos. Deci se pare că atât partenerul este foarte atras de dumneavoastră, cât și dumneavoastră de dânsul. Învață să te iubești pe tine însăți. Cu cât ești mai încrezătoare în forțele proprii, cu atât mai puțin vei fi afectată atunci când oamenii pleacă din viața ta. Sigur, deci dumneavoastră trebuie să vă gândiți că practic puteți să vă simțiți foarte bine în propria companie, să vă faceți mici plăceri, să desfășurați anumite hobby-uri care vă fac plăcere, să vă valorificați talentele și până la urmă să vă gândiți că dacă o persoană pleacă din viața dumneavoastră, dumneavoastră nu aveți nicio vină, pur și simplu poate nu vă potriviți. Nu trebuie să vă gândiți că sunteți dumneavoastră vinovați sau că sunteți mai prejos decât cealaltă persoană, în niciun caz, pur și simplu nu exista compatibilitate acolo. Și în felul acesta învățând să vă iubiți și veți atrage mai multe persoane. Veți fi mai încrezători în forțele proprii și, cum spuneam, în cazul în care rămâneți singuri, nu veți mai fi atât de afectați de despărțire. Veți trece mai ușor peste plecarea unei persoane dragi din viața dumneavoastră, pentru că vă gândiți că, până la urmă, înseamnă că nu era persoana potrivită pentru dumneavoastră și acea persoană potrivită va apărea. La momentul potrivit. Haideți să vedem ce poezioare ar dori să vă transmit astăzi de 8 martie. Persoana dragă. Uneori vreau să fac cu tine de toate, alteori vreau un veac de singurătate. <laughs> Persoana dragă nu este prea hotărâtă, se pare. După cum vă spune și dânsa, uneori ar vrea să îndrepte spre dumneavoastră, să petreagă cât mai mult timp alături de dumneavoastră și alte ori ar dori să se retragă în singurătate. Cred că iubirea nu pică din cer și că emoțional suntem un șantier. Este adevărat, se pare că este foarte mult de lucru pentru a construi o iubire adevărată. Sunt foarte mulți factori implicați într-o iubire adevărată. Îmi iau inima în palme când simt că e speriată, o pun la ureche și o ascult încă o dată. Da, de deci se pare că încearcă această persoană dragă să-și asculte inima, simte că vă iubește, inima acestei persoane îi transmite că vă iubește și că își dorește foarte mult să se îndrepte spre dumneavoastră, poate după ce își va rezolva acele probleme financiare pe care le are momentan. Să vedem îngerii indigo ce vă transmit. <coughs> Ești înțeles. Se pare că această persoană vă înțelege foarte bine. Poate ați trecut prin experiențe asemănătoare și de aceea vă înțelegeți atât de bine. Deci nu vă gândiți că poate această persoană nu vă înțelege. Vă înțelege, știe că poate suferiți pentru că nu este alături de dumneavoastră momentan. Știe că vă este dor de dânsa și va face în așa fel încât, după când, cum vă spunea și în primul mesaj, te rog să-mi dai o șansă, aș face orice pentru tine. Iată, deci va face orice să vă demonstreze cât de mult vă iubește. Haideți să trecem la cei care ați ales varianta numărul 2. Să vedem ce-ar dori persoana dragă să vă transmită. Primul mesaj. Dacă te urmezi, aș putea să pierd totul. Pentru că nu este convins că dumneavoastră sunteți dispuși să luptați pentru această iubire și că o iubiți pe această persoană. Aș face orice pentru tine, doar să știe că aveți sentimente pentru dânsa. E foarte important să îi transmiteți în cazul în care țineți la această persoană, să îi spuneți că o iubiți. Nu pot să mai suport mult timp situația între noi. Iată, dacă nu îi spuneți mai repede ceea ce simțiți pentru această persoană, se pare că este dispusă să se orienteze către altcineva, să se desprindă de dumneavoastră. Mai ales că, după cum vă spuneam primul mesaj, dacă vă ar putea pierde totul. Nu îmi place noua ta versiune. Este și teamă să nu o răniți pe această persoană. Nu ai avut niciodată încredere în mine. Vrea să vadă că aveți încredere în dânsa pentru a-i da și dânsei mai multă încredere în forțele proprii și în această relație și de asemenea în dumneavoastră. Sunt foarte gelos și posesiv, pentru că simte că nu este 100% sigur că îl veți alege pe dânsul sau că o veți alege pe dânsa. Vreau să ne căsătorim. Iată, are planuri serioase, planuri de viitor cu dumneavoastră. Iubesc corpul tău. Ești foarte atras pe dumneavoastră. Nu mai iubești exact ce spuneam, deci nu e sigur această persoană dacă o mai iubiți sau nu nu vreau să renunț la, nu vreau să renunț la tine. Da, deci cu siguranță așa este. După cum vă spunea și aici, ar face orice pentru dumneavoastră, dar trebuie să știe dacă o mai iubi sau nu. Pentru că nu știe acest lucru. Iată și vrea să afle. Haideți să vedem binețelele iubirii ce vă transmit. Iertați, nu vă mai concentrați energia pe evenimente trecute pentru că viața este prea prețioasă pentru a o irosi, cu siguranță. Lăsați resentimentele deoparte, ușurați-vă inima și sufletul, nu aduceți rând din trecut în relațiile actuale și mergeți înainte cu încredere că totul va fi bine. Sentimente puternice. Sentimentele noastre sunt profunde și trebuie să le transmiteți persoanei dragi. Iată exact ce spuneam. Nu mai stați pe gânduri, reacționați. Deschideți-vă inima. Singur înseamnă că în sfârșit ai șansa să-ți dai seama ce îți place și cine ești în afara unei alte persoane. Iată și aveți timp de gândire să analizați situația, să puneți în balanță ceea ce este pro și ceea ce este contra și aspectele care v-au plăcut în această relație, în relația cu această persoană dragă. Și ce v deranjat, și eventual să discutați deschis cu această persoană, să-i spuneți ce v deranjat, eventual să încerce și această persoană să îndrepte lucrurile, eventual să, să faceți în așa fel încât relația să funcționeze. Dar haideți să vedem ce poezioare ar dori să vă transmită, ce mesaj ar dori să vă transmită în versuri, cum s-ar spune. Îmi iau frica de mână, frustrarea și dorul, le pup pe frunte și le zic să-și ia zborul. Iată, deci, această persoană se pare că este hotărâtă să lase deoparte teama, timiditatea, frustrările, da? Și uh, uh, să își ia, practic, inima în din să vă declare faptul că ține foarte mult la dumneavoastră, poate chiar. Uh, să vă facă o cerere în căsătorie, caut în minte un răspuns mai deștept. <laughs> când îmi bate răspunsul toată ziua în piept. Iată, deci această persoană știe că trebuie să-și asculte inima. Dar acolo se află soluția pentru problemele din această relație. Și ultima poezioară, când sunt o furtună, nu mi e prea bine, mă apasă pe umeri toți norii din mine. Da, deci probabil uneori se lasă copleșit de toate obstacolele din calea fericirii dintre dumneavoastră și această persoană. Se lasă cuprinsă de anxietate această persoană dragă, poate și faptul că se află la distanță de dumneavoastră, poate momentan să te separați, poate nu comunicați. Și acest lucru o întristează foarte mult pe această persoană dragă, de aceea ar fi bine să îi transmiteți, să vă deschideți inima și să-i spuneți dacă o iubiți, ca să mai înlăturați din norii aceștia care o apasă pe, pe umeri. <laughs> și haideți să vedem și îngerii indicori ce vă transmit. Dovedește-ți abilitățile. Iată, deci, dumneavoastră aveți abilitatea de a comunica cu această persoană, de a-i spune ceea ce simțiți și de a face relația să funcționeze. Deci, alături de dânsa, iată, scoateți toate talentele la lumină, arătați că sunteți foarte evoluați din punct de vedere spiritual și din toate punctele de vedere și faceți în așa fel încât să treceți peste orice obstacol și să faceți relația să funcționeze. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, încă o dată la mulți ani și tot ce vă doriți să vi se îndeplinească. Să fiți fericite, iubite și vă aștept cu mare drag pe viitor. La revedere!